Bună ziua, dragi cititori! Astăzi venim înaintea dumneavoastră cu un personaj cu totul și cu totul remarcabil. Este vorba despre Dalai Lama, pentru că pe data de 6 iulie, sfinția sa, Tenzin Gyatso, al 14-lea Dalai Lama, va împlini 85 de ani. S-a născut la 6 iulie 1935 într-un mic sat de țărani din provincia Amdo. La vârsta de 2 ani a fost descoperit ca fiind încarnarea predecesorului său, Marele Dalai Lama al 13-lea. La vârsta de 4 ani și jumătate, Tenzin Gyatso este adus în capitala statului tibetan Lhasa și instalat pe tron în calitate de șef suprem temporal și spiritual al Tibetului. Așa cum spuneam, pentru că luni, pe data de 6 iulie, aniversarea lui Dalai Lama, 85 de ani, venim în întâmpinarea dorinței dumneavoastră cu cărți scrise de Dalai Lama în cadrul unei campanii inițiată de Libris Brașov, campanie pe care o veți găsi pe site-ul grupului de librării Libris Brașov și pe pagina de Facebook Libris. Vorbim astăzi alături de colega mea, Andreea Tincea, senior editor Herald, despre două cărți ce urmează să vină în foarte, foarte scurt timp de la tipar. Două cărți scrise de Dalai Lama. Este vorba despre Cultivarea răbdării, tehnici budiste pentru a depăși mânia și furia, în colecția Himalaya, și de asemenea Potențialul nostru uman, Calea budistă a compasiunii, altruismului și liniștii interioare. Aș pomeni și cea de-a treia carte, la fel urmează să vină de la tipar, Fundamentul învățăturilor budiste, ghid practic al etapelor pe calea spre iluminare, Dalai Lama. Andreea, de ce este Dalai Lama, pe care îl sărbătorim pe 6 iulie, un personaj atât de fabulos? Cred că în istoria umanității ultimilor 60 și ceva, 70 de ani. Bună ziua, Sorin, bună ziua tuturor celor care urmăresc acest video despre cele mai recente apariții editoriale din partea editurii Herald legate de acest extraordinar personaj care se pare că de câteva zeci de ani ne ridică o imagine nouă tuturor la care să ne uităm și să ne reamintim până la urmă de niște valori importante, nu doar pentru cultura budistă. Cred că punctul de reper pentru care Dalai Lama, sanctitatea sa, este atât de important astăzi pentru noi, este faptul că a știut să-și asculte misiunea de viață într-un mod aparte față de predecesorii săi. A fost un om care a pus un picior de trecere din trecut în prezent către un viitor al umanității. Înțelege că munca sa are legătură cu a celebra, dar și a onora și a duce mai departe tradiția culturii sale, tradiția budistă, învățăturile budiste din trecut către viitor, adică prin prezent sădind către viitor, până la urmă o altfel de calitate a conștiinței umanității. Asta, pe de o parte, face acest transfer de la trecut la viitor. Pe de altă parte, a înțeles că atunci când ți se închid granițe, trebuie să deschizi granițe. Și efortul lui de a depăși granițele Tibetului și a ajunge în jurul lumii, cred eu că face parte dintr-o misiune personală pe care acest personaj a avut-o încă de la naștere, și anume să facă astfel încât mesajul culturii tibetane, mesajul tradiției budiste să ajungă la noi toți. Nu am idee despre scripturi care să fie avut un astfel de mesaj sau poate prevestire ale unei astfel de deschideri a tradiției budiste și a
împrăștierii ei în jurul lumii, însă aproape sigur toată viața lui Dalai Lama se înscrie în această dinamică de la local la universal, de la eu la noi toți, de la cultura mea la cultura noastră a tuturor. În cărțile sale nu veți auzi vorbindu-se doar despre tradiția budistă, întotdeauna el face referire la această religie universală, care este aproape ca un lac de cunoaștere, ca un ocean de informații despre ce înseamnă să fii un om bun, un om integru, un om centrat, un om al umanității, un om al umanității, parte din familia umanității, așa cum spune el și în potențialul nostru uman, acest ocean care este de fapt adăpat cu apă din toate râurile culturilor și religiilor, filozofiilor care s-au născut în diverse părți ale lumii. Așadar, cred că este un personaj important pentru că face această trecere extraordinară care nu ar fi fost posibilă a discursului despre ceea ce ne aparține nouă tuturor și a religiei universale. Are acest discurs care nu ar fi putut fi posibil dacă împrejurările cultural-politice cu care s-a confruntat poporul tibetan nu ar fi fost acestea și nu ar fi fost atât de constrângătoare. Poate că dacă lucrurile erau mult mai line pentru ei, nu ar fi fost nevoie ca ei să depășească granițele pentru a putea supraviețui cu acest discurs în cele din urmă. Un efort grandios de a sta în fața dușmanului, de a sta în fața adversităților, de a înțelege că e nevoie să te adaptezi, să înveți o limbă nouă sau poate chiar mai multe, să îți construiești un grup de sprijin, de specialiști în diverse culturi și limbi care să poată să îți transporte mesajul din limba tibetană în toate colțurile lumii. Extraordinar! Îi urez la mulți ani cu sufletul total deschis, îi mulțumesc pentru serviciul pe care îl face umanității și îi mulțumesc că s-a născut într-o zodie aracului, care este o zodie a inimii și a mamei, a inimii, prin excelență, este o zodie a femininului, o zodie pe care el o poartă în toate virtuțile ei. Dalai Lama știe să cuprindă lumea, știe să o îmbrățișeze și știe să o mângâie și să o aline așa cum poate doar discursul unei mame ar face. Pentru că vorbeai puțin mai devreme și de zodia în care s-a născut Dalai Lama, aș face o referire la faptul că o caracteristică esențială a racilor este loialitatea față de cei dragi și blândețea. Deci poate că nu este întâmplător faptul că este rac din punct de vedere, bineînțeles, astrologic. Revenind astrologiei cumva europene. Exact. Revenind cumva la cele două cărți, Cultivarea răbdării, tehnici budiste pentru a depăși mânia și furia și de asemenea potențialul nostru uman, calea budistă a compasiunii, altruismului și liniștii interioare, mărturisesc sincer că cred că sunt două cărți deopotrivă utile sau interesante atât pentru cei care își doresc să afle mai multe despre scrierile lui Dalai Lama, despre personalitatea lui Dalai Lama, dar cred că este o, chiar dacă vorbim despre o latură, să-i spunem, spirituală a tradiției budiste, cred că este o carte și pentru psihologi și psihoterapeuți. Titlurile și subtitlurile pe mine la asta mă duc cu gândul, pentru că vorbim despre cultivarea răbdării și de a depăși mânia și furia. Lucruri, provocări de altfel cu care psihoterapeuții se confruntă în cabinetele de psihoterapie și de asemenea și potențialul nostru uman. Iarăși un titlu foarte elocvent despre felul în care stă în puterea noastră și putem să scoatem din noi cea mai bună variantă cu care putem veni în fața oamenilor, în fața semenilor și în fața celor dragi, cultivând compasiunea, altruismul și liniștea interioară.
Așa cum bine ai subliniat și tu, cărțile nu doar în titlu fac referire la aceste interpretări psihologizate față de comportamentul uman. Există un capitol în cartea Potențialul nostru uman care face referire specifică la psihologia budistă. În general, pentru cei interesați de cărțile scrise de Dalai Lama, dar și pentru cei care poate pentru prima oară ajung la astfel de titluri, nu este o surpriză faptul că Dalai Lama a fost interesat din totdeauna de partea de știință, de partea de psihologie, de partea de cercetare rațională asupra minții umane și a comportamentului uman, acesta fiind un domeniu pe care îl împărtășește și cu practicile moderne de cercetare psihoterapeutică și de practici de psihoterapie. Așadar, chiar dacă sunt construite în jurul învățăturilor din tradiția budistă, în jurul practicilor pe care le dezvoltă în mănăstirile budiste, călugării budiști, aceste cărți, de fapt, vorbesc despre valori, despre construcții, despre sisteme, despre organizări ale interne, ale ființei umane, pe care și psihologia, de fapt, le tratează. Aș vrea să vă fac o prezentare foarte pe scurt despre aceste două cărți. Ele apar într-o miniserie de autori și o să ajungă la dumneavoastră proaspăt ieșite din tipar, așa că mă bucur că în limba română apar pentru prima oară aceste cărți. Este vorba de trei titluri care au fost realizate de-a lungul mai multor ani într-o colecție, trei titluri alcătuite din discursuri și conferințe pe care Dalai Lama le-a susținut în fața publicului pe parcursul mai multor zile și care au devenit prin munca unor editori și traducători specializați în ceea ce înseamnă tradiția tibetană și tradiția budistă asupra discursului lui Dalai Lama. Ele ajung la noi sub forma aproape a unor retreat-uri, cum se spune astăzi, a unor momente de împărtășire, mă scuzați, cu Dalai Lama. Chiar dacă nu am fost prezenți la acele conferințe, chiar dacă nu am participat la acele retreat-uri cu Dalai Lama de poate și 5 zile, citind aceste cărți, ai senzația că ești acolo și iei parte la această împărtășire de învățătură și cunoaștere pe care Dalai Lama le-a oferit publicului. De ce spun asta? Pentru că ele sunt alcătuite atât din prelegeri despre învățături și teme importante consacrate în tradiția budistă și în practica budistă, dar și sesiuni prelungite de întrebări și răspunsuri în care Dalai Lama, în care în carte sunt redate exact așa cum au avut loc întrebările din partea publicului și răspunsurile spontane venite din partea lui Dalai Lama. Așadar, e o senzație de prezență care transpare din aceste cărți și poate dacă în timp ce citești reușești să te detașezi de faptul că ești aici acum cu ochii asupra unei cărți, mintea ta poate să construiască deja un cadru în care să ai senzația că ești alături de public și de Dalai Lama. Pe scurt, cele trei titluri sunt Cultivarea răbdării și cuvântul principal al acestei cărți este răbdarea, având un subtitlu tehnici budiste pentru a depăși mânia și furia. Și vom reveni să povestim puțin de ce punem la un loc într-un singur titlu răbdarea, mânia și furia și care ar fi diferența nuanțată dintre cei doi termeni. Cel de-al doilea titlu este Potențialul nostru uman, Calea budistă a compasiunii, altruismului și liniștii interioare. Aceste două titluri sunt rezultat al efortului pe care l-am depus ca editor al editurii Herald, alături de munca pe care a depus-o și colega mea, Luisa Neag, pentru cel de-al treilea titlu, Fundamentul învățăturilor budiste. Lamrim, ghid practic al etapelor în calea spre iluminare. Așadar, sunt trei cărți, toate alcătuite din discursuri și prelegeri susținute de Dalai Lama, într-o miniserie, dacă vreți, sub umbrela colecției Himalaya. Și spuneam că există niște cuvinte absolut cheie pentru două dintre aceste cărți, Cultivarea răbdării și Potențialul nostru uman. Aș vrea să fac o scurtă prezentare despre aceste două, pentru că dacă am fi sub auspicii mai generoase și mai dinamice, aș putea să vă împărtășesc și vizual, într-o fel de schemă foarte simplificată, cumva poziția pe care o iau aceste două cărți față de
mintea umană, comportamentul uman și valorile pe care tradiția budistă ne invită să le dezvoltăm în existența noastră. Pentru cultivarea răbdării, care are în centrul său această exersare a atitudinii de răbdare, Dalai Lama face diferența între pasivitate și a fi implicat în mod activ în cultivarea acestei răbdări și toleranțe. Face o diferență foarte clară între pasivitate, într-o atitudine dezinteresată, și aceea a unei poziționări ferme împotriva adversităților, după cum definește el răbdarea, povestind că răbdarea este de fapt rezultatul unui temperament stabil, neperturbat de frământări interne și externe. Și pornind de la această definiție, toată cartea se dezvoltă în timpul mai multor zile de discurs și sesiuni de întrebări și răspunsuri asupra dezvoltării subiectului răbdare. Face o diferențiere foarte clară, pe scurt, în această carte, asupra faptului că există o schemă foarte simplă după care poți interpreta comportamentul uman, și anume că ființa umană este tentată prin natura instinctului său și poate și prin natura culturii și a dezvoltării culturale la care noi am ajuns astăzi în jurul lumii, să resimtă insatisfacție, să resimtă acest disconfort mental, această senzație de ceva nu este bine. Și că în cea mai mare parte a vieților noastre, ca și experiență mentală, trăim în această zonă în care orice formă de adversitate, orice situație care apare în calea noastră, în experiența vieții de zi cu zi, este întâmpinată ca și reacție din partea noastră cu această insatisfacție, nemulțumire, neplăcere, refuz față de disconfortul care ne este creat în diverse situații de viață. Și doar gândindu-ne că de-a lungul unei singure zile această formă de opoziție față de dorințele personale și nevoile personale este atât de des întâmpinată, poate chiar și simplu fapt de a sta la coadă și la un magazin și a purta mască pe față este cea mai banală formă de insatisfacție, da, pe care o întâmpinăm zilele acestea. Dalai Lama spune că aici se poate lucra. Aici este atât această adversitate care vine din mediul extern față de propriile noastre nevoi și dorințe, este zona în care se poate lucra în mod activ cu mânia și furia, pentru că tot ceea ce se opune dorințelor și nevoilor noastre generează ca și răspuns interior la nivel emoțional mânie și furie. Face diferența sanctitatea sa în cartea Cultivarea Răbdării între ură și mânie și pune un accent special pentru diferențiarea celor doi termeni. În limba tibetană, cea mai apropiată formă de traducere a termenului specific în limba engleză este acesta de mânie, de anger. În limba română, traducerea termenului anger face o diferențiere nu între mânie și ură, ci între mânie și furie. Din punct de vedere psihologic, în limba română noi diferențiem conceptual mânia de furie ca și două etape diferite ale răspunsului psihoemoțional la aceste limitări, adversități, opuneri în fața dorințelor și nevoilor noastre. Mânia, furia, diferența dintre ele este gradientul de emoție cu care vine învăluită fie mânia, fie furia, și viteza cu care răspundem în fața adversității. Mânia are tendința de a fi o atmosferă în jurul nostru care generează și alte emoții și alte gânduri. Furia mai degrabă are această nuanță de reacție fundamentală, instinctuală, din care aproape că orice răspuns pe care îl generezi este unul negreșit împotriva existenței tale, mai puțin poate în situație de viață și moarte în care aflat în fața unui dușman care poate să îți pună în pericol viața, furia poate să genereze un răspuns de adrenalină și astfel să reușești să ieși din situație. Luptă în viață sau fugi. Exact. Acela este un răspuns cât se poate de bazal, de fundamental și instinctual, la care multe dintre situațiile vieții noastre actuale nu ne mai aduce neapărat. Așadar, vedeți,
deja se duce într-un concept foarte psihologic, da? De răspunsul freeze, flight or flight, de care am auzit cu foarte mulți dintre noi. Îngheață, fugi sau luptă. Vorbește despre faptul că, pornind de la insatisfacție, generând în noi, fără să fim conștienți, mai degrabă un răspuns constant, o stimulare constantă către o reacție de mânie și furie, comportamentele care rezultă din această experiență continuu sădită în viața noastră zi de zi, cu siguranță este un comportament de viață nefericită, care bineînțeles că deteriorează atât starea noastră interioară și mentală, cât și relațiile cu tot ceea ce este în exteriorul nostru. Și aici Dalai Lama face o diferență foarte lină, foarte ușoară, o trecere extraordinar de lină și sensibilă, dar în același timp foarte bine detaliată. Aparența cuvintelor simple pe care le folosește Dalai Lama în discursurile sale poate să păcălească o minte care nu poate să rămână atentă la discursul său pe o perioadă mai lungă de timp. Simplitatea discursului lui te duce, de fapt, în niște profunzimi conceptuale care, până la urmă, fac cea mai mare diferență. Toate înțelepciunile, toate căile de înțelepciune din cultura umanității ajung în același punct. Este foarte simplu ceea ce ai de făcut, dar ca să ajungi la acel substrat de simplitate în care poți să apeși butoanele propriei tale minți, propriului tău univers psihoemoțional, necesită un lung proces de destructurare a tuturor reverberațiilor comportamentale, credințelor personale, conștiente și inconștiente. Să ne schimbăm este foarte simplu. Mai lung și mai dureros și mai greoi este procesul de a ajunge în acel punct de simplitate în care poți să apeși butoanele și să faci decizia care schimbă lucrurile. Dalai Lama oferă pentru lucruri cu acest miez al existenței noastre, răspunsul de mânie și furie, pe care ne sugerează să ne oprim din a-l mai exersa în fiecare zi a vieții noastre, propune metoda tradiției budiste, metoda pe care și călugării budiști o practică în interiorul mănăstirilor. Vorbește despre faptul că, în paralel cu schema pe care v-am prezentat-o anterior, există și una ideală spre care merită să tindem și, cum spune cu atâta toleranță și răbdare Dalai Lama, merită să încerc și să exersez această schemă ideală, chiar dacă voi ajunge în această viață sau nu la rezultatul ei suprem, asta este o altă chestiune. Important este să mă pun pe drum și să încep să practic în această direcție, să nu am așteptarea ca într-o singură viață să ajung în punctul suprem pe care această cale a practicii răbdării, practicării răbdării poate să o aibă. E bine și că mă pun pe drum. Și ne oferă în acest sens o altă schemă simplificată, buna dispoziție, starea de calm interior, stabilitatea, centrarea. Ar trebui să fie o stare pe care noi toți o avem și suntem capabili să ajungem la această stare și este, după cum argumentează și sanctitatea sa în întregul discurs, pe parcursul întregii cărți, este starea spre care toți am putea să tindem. Pentru că e starea cea mai utilitaristă, dacă vreți, din punct de vedere al atingerii fericirii. Acestei stări de mulțumiri, contrare insatisfacției, de gratitudine, contrare nemulțumirii. Această stare de bine, de centrare, de știu cine sunt și nimic din exteriorul meu nu poate să destructureze ceea ce este atât de bine sădit și ancorat și structurat în ființa mea. Ei bine, această bună dispoziție, stare de calm și stabilitate, spune el că sunt păstrate și generate prin răbdare și toleranță, contrare mâniei și furiei. Întreaga carte face o diferențiere foarte, foarte detaliată între modurile în care răbdarea și toleranța, conform tradiției budiste, pot fi practicate și cum ele ajung să fie și în viața noastră repere de comportament, căci în urma practicii răbdării și toleranței față de existența și adversitățile din viața noastră de zi cu zi, efectul va fi că vom sădi astfel zi cu zi, prin practica răbdării și a toleranței, un comportament de viață bună.
Și aici o scurtă inventariere pentru dumneavoastră. Vorbește în această carte ca și exemple de moduri în care am putea să practicăm răbdarea și toleranța în viața noastră, care, repet, nu vorbesc despre pasivitate în fața limitărilor și adversităților, ci de o poziționare fermă. Eu știu ce este bine, nu mă abat de la valorile bune în care cred și chiar și în cele mai grele momente îmi amintesc că am luat o promisiune față de propria mea viață să rămân ancorat în acele valori, principii și direcții de viață sănătoase. Bineînțeles că în tradiția budistă ușurătatea de a pune în practică aceste două scheme vine din faptul că mediul în care sunt practicate cultural, dacă vreți, în cultura tibetană, tradiția budistă este la ea acasă. Oamenii se nasc în tradiția budistă cu aceste scheme comportamentale, cu un anume set de valori, cu un anume set de comportamente și tradiții care țin de o viață bună. Bineînțeles, Dalai Lama subliniază că oricare dintre noi, în propria sa religie sau în propriul său cult spiritual, poate să practice și să își clarifice aceste valori umanitare de care tradiția budistă se apropie foarte mult. În sensul practicii răbdării și toleranței, povestește Dalai Lama despre cultivarea virtuților, cum spuneam, ancorarea într-un set de valori care vin poate din cultura în care se află fiecare dintre noi, poate din tradiția religioasă de care aparținem și, de ce nu, aș spune eu, de acest bun simț care se naște în zilele noastre, de aceste drepturi umane care nu pot fi încălcate, valoarea respectului față de ființa cealaltă de lângă tine, de poate chiar și un set de valori laic alcătuit din toate sfaturile de psihologie care circulă zilele acestea pe internet. Iar dacă n-am ajuns încă într-un cabinet de terapie psihologică unde să putem să învățăm să trăim din nou, căci despre asta este vorba, măcar să ne ancorăm în ce înseamnă pentru noi respectul față de ființa umană, ce înseamnă relații sănătoase și pline de respect și să facem pași în această direcție. Menționează, cum spuneam, faptul că această cultivare a virtuților ține de practica răbdării și a toleranței, iar pentru tradiția budistă, calea bodhisattva, calea către iluminare, este foarte clar detaliată. Un călugăr budist care își asumă această direcție a practicii răbdării și toleranței este, de fapt, un om care își asumă, în primul rând, un set de valori ale practicii monastice. Și acolo există etape și pași și căi specifice pentru fiecare călugăr la nivelul de dezvoltare și, cum se spune, maturizare spirituală și mentală pe care o are. Ei sunt așadar așezați într-o doctrină, în dharma, într-o doctrină de învățături scrise care îi ajută să parcurgă această cale. Ceea ce mi-amintește că poate noi am pierdut în cultura occidentală setul de valori etice, după care până nu de mult oamenii se comportau în societate. Religia trebuie că asigura acest cadru de valori. Odată cu substratul religios care devine unul laic, lumea trebuie să-și reinventeze un set de valori. Așadar, un prim sfat este pentru fiecare dintre noi să ne alegem un set de valori în care foarte clar să ne fie ce urmărim, către ce valori vrem ca viața noastră să se îndrepte în fiecare zi. Meditația asupra iubirii și compasiunii, spune el, că sădește răbdarea și toleranța. A avea în atenția ta în fiecare zi iubirea și compasiunea, pur și simplu a contempla cu ochii deschiși în fiecare moment, în fiecare situație de viață, cum ar răspunde iubirea în locul meu, cum ar fi un răspuns din compasiune din partea mea. Ceea ce fac este din iubire, este din compasiune pentru cealaltă ființă sau pentru situația în care mă aflu. Poate să ne îndrepte pas cu pas către o viață mai bună. Filosofia vacuității a subiectului legat de lipsa de identitate a fenomenelor este pe larg descris în cartea Cultivarea răbdării. Nu o să intru în detalii, dar cu siguranță pe practicanții budiști sau pe călugării budiști îi ajută foarte mult această idee fundamentală, și anume că există
că natura, a tot ceea ce există este natura vacuității, este o natură luminoasă, al cărei singur scop este experimentarea acestei existențe. Și nu o să intru în detalii, vă invit pe dumneavoastră să vedeți cât de detaliat se discută în această carte despre ce este vacuitatea și în ce fel lipsa unei identități, lipsa unui sine, a fenomenelor și a obiectelor, de fapt face legătură cu ceea ce știm de la hermetism încoace, și anume că suntem un tot împreună. Vorbește și de stabilitatea interioară ca formă de practică a răbdării și a toleranței, practica aceasta a conștientizărilor, a contemplărilor de care am povestit mai devreme. Vorbește despre faptul că pentru practica răbdării și a toleranței, un exercițiu important este să îți amintești constant că experiența ta ca și conștiință umană este o formă de experimentare a luminozității, cunoaștere și lumină, de fapt, la asta se rezumă experiența conștiinței din punct de vedere al învățăturilor budiste. Vorbește despre efortul în practicarea răbdării și exersarea virtuților în relaționarea cu dușmanii și există în acest sens un capitol întreg dezvoltat despre ce înseamnă pentru noi dușmani, fie că sunt ființe care ne pun în situații care creează în noi răspuns de mânie și furie, fie că sunt situații de viață în care ajungem, fie că sunt poate momente din existența planetei care ne aduc în astfel de situație de mânie și furie, care sunt văzute așadar ca și entități dușmane. Și există aici o întreagă discuție despre faptul că doar din punct de vedere subiectiv gândim astfel lucrurile, dintr-un punct de vedere detașat și obiectiv, fie că în alte vieți toți dușmanii noștri cu siguranță au avut timp în eoni de reîncarnări, să fie poate prietenii noștri, poate familia noastră, poate persoane care ne-au ajutat la ananghie, dar în această viață se întâmplă să fie poate într-o poziție ca într-un spectacol de teatru de dușmani și atunci să ne creeze situații în care să avem de învățat, dar prin ei, jucând rolul acesta de dușman, fie să contemplăm asupra faptului că și noi am fost dușmanii altor oameni în diverse situații, fie chiar să contemplăm dacă ne spune sau nu ceva faptul că cine este dușmanul meu poate să fie prietenul unui alt om. Și un ultim gând, Dalai Lama vorbește în această carte, în Cultivarea răbdării, despre răbdarea ca fiind forța cu care suntem capabili să schimbăm viziunea asupra vieții. Furia și mânia se simt, nu se aruncă la coșul de gunoi. Există o întreagă descriere în această carte despre cum putem folosi mânia și furia ca și forme de întoarcere la 180 de grade a atitudinii noastre. Așadar, vă invit să vedeți despre ce este această primă carte, în primul rând, pentru că vorbește despre informații de bază din protocoalele noastre de comportament uman. Mulțumim foarte mult, Andreea Tincea, senior editor Herald. L-am aniversat, l-am celebrat astăzi pe Dalai Lama, născut pe 6 iulie 1935, împlinește 85 de ani. Cumva, având sprijinul a două cărți din portofoliul editurii Herald, două cărți scrise de Dalai Lama, este vorba despre Cultivarea răbdării, tehnici budiste pentru a depăși mânia și furia, în colecția Himalaya, și de asemenea tot în colecția Himalaya, Potențialul nostru uman, Calea budistă a compasiunii, altruismului și liniștii interioare. Vin și eu cu același mesaj de a citi, dragi cititori, aceste cărți în cadrul acestei campanii și de a înțelege cumva mesajul pe care Dalai Lama ni-l transmite în ceea ce privește iubirea, în ceea ce privește iertarea, compasiunea, altruismul, calmul despre care vorbea Andrei atunci puțin mai devreme, calmul și liniștea interioară și de asemenea cultivarea răbdării. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Bineînțeles, vă dorim lectură plăcută și o zi minunată în continuare. La revedere!